domnul Cristi Gâscă, comandantul poliției locale, poate să spună dacă, sau să răspundă la întrebarea pe care eu pun acum, dacă o municipalitate nu vrea să-și organizeze poliție local în cadrul municipiului respectiv, poate să o facă? Să nu-și facă poliție local. Dacă nu au bani, da, poate. Dacă nu avem bani, nu. Da. Prin urmare, noi, municipalitatea, am ales să facem, să vă creăm pe dumneavoastră polițiștii locali. Să creăm acest organism care se numește poliție locală. Prin urmare, am luat toată legislația în care, într-adevăr, se specifică o grămadă de activități pe care dumneavoastră trebuie să le faceți. Noi, ca și legiuitor local, ca oameni care vă finanțăm, practic, activitatea, nu? Și vă luați salariile de aici. Așa. Avem dreptul să spunem, faceți asta, asta sau asta, niște activități. Din punctul meu de vedere, cred că acum am exagerat oarecum cu niște laturi ale poliției locale, prevalându-le de lege, care nu vin în întâmpinarea cetățeanului simplu și mă refer aici la ordine, la siguranța cetățeanului. Ne-am dus oarecum și am organizat această poliție locală și tot meritul pentru dumneavoastră că ați vrut să dați o altă imagine poliției locale, să duce spre circulație, spre economic, spre nu știu ce, dar cred că ați scăpat din mână ceea ce se numește ordine, ceea ce se numește siguranța cetățeanului, adică eu fac control economic. Nu, greșit, nu facem control economic. Deci asta e o greșeală, noi nu avem treabă cu contabilitatea, cu actele. La noi, conform acestora, atâta se cere. Nu cereți chitanțieri de astea? Nu, nu este treaba noastră. Garda financiară. Și ce mai vreau? E foarte bine că a făcut... Domnul Jașcu, este foarte bine că a schimbat. Știți foarte bine că prima hotărâre de Consiliul Local, când se numeau gardieni publici, poliție comunitară, îmi aparține. Știți, hotărârea aceea care se referă la ființarea unui corp de împotriva hoților de buzunare din mașini. Știți că e semnătura mea pe acea... Și am vrut să schimb imaginea aceea de gardian public. Și iată că domnul Gâsca a reușit să schimbe imaginea despre ceea ce înseamnă poliție locală. Și au devenit poliții, sunt oameni care, au prestanță, au niște rezultate. Numai că trăim niște vremuri atât de nenorocite și ordinare, aș putea să spun, încât le-aș ruga să... Facă în așa fel, să dăm dovadă din mai multă omenie, să fim mai omenoși puțin și să vă spun, și nu-s cuvinte mari este. Domnul Jașcu, am luat de astăzi, am discutat cu doamna director adjunct Enache de la Fiscalitate și mi-a zis domnul Pic, au dispărut o grămadă de firme. O grămadă de firme plăteau niște sume în 2005, mai mici în 2006, mai mici în 2007, mai mici în 2000. Stați, domnule! Haideți să nu-i mai călărim cu controle pe ăștia, că și așa își duc zilele foarte greu. Noi vorbim aici, a spus că nu ne axăm pe aia. La noi, la ordine publică... Iar asta, mă scuzați, acordul unic. Știți cum? Dom'le, v-ați făcut o imagine atât de rea în rândul agenților economici cu acordul asta, primarului? Cu acordul ăsta al primarului. Ne invitați acordul... să nu respectăm legea? Nu este... Nu vă, păi eu asta înțeleg. Nu vă invit să... Domnul Picru, asta înseamnă. Deci domnul, e obligat pe lege. Domnul Jașcu, se duce în depozit în 40. Da. Acolo e Cătălin Chelu patron la depozitul ăla mare, da? Pentru Dumnezeu. Așa. Du-te și ia-l de gât pe ăla dacă ești mecher. Nu te mai duce la ăștia. Nu, stați un pic așa. Deci Cătălin... Un cetățean a închiriat 2 metri pătrați în angroul lui Chelu. Păi du-te și strânge-l pe Chelu să ai... Nu, stați un pic. Hai să... Domnul Picu, eu vă înțeleg. E și mai ușor lui ăsta. Noi am făcut o anchetă acolo. Nu are legătură. Chelu a închiriat un spațiu. Activitatea comercială. Poți să închiriezi să stai acolo. 5 milioane amendă și l-a închis. Și după aceea, băi, domnul Jașcu, poliția locală își ia salariul de la primărie. Corect, și trebuie să apere cetățenii și să impună respectarea legii. Domnul Jaș, primăria își face buget într-o cratiță mare, adunând de la acești agenții economici. Dacă l-am călărit pe ăla care vinde chiloți, am dat 5 milioane, l-am închis. Ăla care vinde castraveți, am dat 5 milioane, l-am închis. Am închis toată stați un pic. Vreau să vă spun o chestie. Noi am fost în control. Haideți să zicem. De asta vreau să fiți mai omenoși. Domnul Picuroman, stați un pic. Mai trece ceva. Aveți activitate, domnul Cristi Gâscă. Aveți activitate și de îndrumare? Nu numai de control și... Da, de 6 luni de zile, de la 1 martie până acum, nu așa să-i dau amendă din primărie. A fost, nu, ascultați-mi pic. Ne-am dus, dar eu cred că dânșii îți mai interesează dacă se duc să nu fii păcăliți la eu nu vreau să-l apăr pe domnul Găscă, haideți să vă spun o chestie. Să-i bagi mâna în buzunar cetățeanului și să-l păcălească unul de la... Că vă spun eu la angroul ăla din 39, știți, carier, vin țărani acum, sâmbătă și duminică și păcălim pe aia când avem prețuri. Domnul, asta e mentalitatea lor. Eu nu vreau să-l apăr pe domnul Găscă. Și ordinea publică știu că vă interesează, să nu vă dea cineva în cap, dar de asemenea și buzunarul sau geanta
să nu vă bagi mâna unul. Vă dau exemplu buzunar. Strada Vulturi, domnule. Strada Vulturi cu maternitatea, exemplu, Dumitri Chicoș, așa cum se spune. Așa, mi-a Chisedec se cheamă acum. Dom'le, 5 capace canalizare lipsesc. Păi bun, și eu stau cu oameni numai cu polițiști locali, numai pe Brăile, de exemplu. Nu, da, au fost prin... Vreau să vă spun o chestie, nu pot să dau nume de firme, că n-ar rost să spun, dar au fost prinși, deci acțiuni de filaj, noi le avem filmate, de asta spun, nu știam că ridicați problema asta acum, în care au fost prinși cu vola de la firme care lucrează în Galați, muncitor cu vola, ia capacul de canalizare, îl pune în cupă, duce la centru de colectare. Și l-au prins polițiști locali care spune nu-ți faci treaba. Nu, stați un pic, asta odată. Nu, ceea ce privește avertizmentul, trebuie să mă lăsați pe mine că eu, Dumnezeu, să dăm cezarul cel cezarului. Toată lumea normal, nimeni nu iubește polițiștii când polițiștii dau amendă. E logic. Iubești polițiștul când spui, domnule, mi-a vrut să-mi furi portofelul și l-a prins pe hot. Domnule, cinste polițistului. Mi-a dat o amendă, nu mai e prietenul meu. Bun. Când a fost chestia cu rutiera, cu parcările, ați văzut ce trafic lejer pe Brăile. Noi am salutat treaba asta. 3 luni de zile nu s-a dat nicio amendă. Când am întrebat, domnule, dar intrau bună ziua la poliția locală, nu aveți voie, frumos, vă rog, nu știu. Nu i-a dat amendă. E o chestie bună totuși. Haideți să mergem așa. În fiecare zi, domnule, dacă primarul... de ce nu ziceți în consiliul local primarului? Că doar sunteți o voce. Domnule, nu mai cereți, domnule, avizul primarului. Nu, asta e pe lege, domnule. Deci ceea ce fac oamenii este pe lege. Eu nu zic să nu aplice legea, eu zic să aibă mai mult. Consilier, știți că pe acordul primarului nu s-a dat nicio amendă până acum într-un an de zile? S-a dat numai avertisment? Am să vă aduc procese verbale cu amendă. Pe acordul primarului, pentru ce amendă? Dacă a mai avut ceva, primarul. Că n-a avut programul. Nu, pe acordul primarului nu s-a dat nicio amendă. Dar foarte bine că... Da, o întrebare. Ăștia 13 oameni de la control comerț chiar așa au destabilizat orașul ăsta? Da, supărare mare, vă spun. Păi supărare, că era obișnuit. Și toată lumea va să ne cazul pe primar. Lasă deci, să fie supărat. Eu mă bucur, dumneavoastră mergeți așa, că oricum nu mai iese Nicolae niciodată în viața lui. Numai... Deci vreau să fenteze statul și să lucreze la negru. Și dintr-o dată s-au trezit că sunt unii care își fac treaba și cred că nu, domnul. Nu cred că s-a înțeles greșit. Eu am apreciat activitatea domnului comandant Găsu. Dar nu trebuie activitatea mea. Și faptul că ați schimbat imagine, faptul că v-ați făcut niște departamente bune, faptul că sunt niște oameni profesioniști care conduc aceste departamente și la controlul economic, comerț. Să rămânem aici, la economic. Încă o dată, nu facem control economic, noi, poliția locală, noi facem control comerț, ne interesează. Actele de proveniență a mărfii, conform legii, ne interesează licență de comerț. Care înseamnă ce dă la primăria licență de comerț stradal, ne interesează prețuri, ne interesează acordul primarului, ne interesează orar. Dumneavoastră, dacă intrați, de exemplu, într-un magazin pe Brăile care vinde blugi, de exemplu, de ce vă interesează dumneavoastră facturile de proveniență a mărfii? Nu există gardă financiară? Furați. Domnule, nu există gardă financiară? E legea, domnul Picol. Da, nu este poliție economică? Nu verificăm de unde a achiziționat. Legea spune, uitați-vă în lege și aveți chiar pe prima pagină, spune așa. Marfa, pe timpul transportului, depozitării și comercializării, trebuie să aibă asupra ei acte de proveniență, care înseamnă factură, aviz sau documente vamale. Domnul Picor, domnul Nicola mai devreme. Noi dăm niște bani pentru salariile acestor oameni. N-aș vrea să dau bani pentru niște salarii ale unor oameni care, de fapt, dublează niște alte servicii la alte instituții. Atunci ar trebui pe legea 155 să mergeți, uite că era domnul senator și trebuia să... În parlament. De ce ați înființat poliția locală și de ce le-ați dat atribuțiile astea? Că atribuțiile astea nu le-am dat-o ca și conducătorul instituției. Poliția locală la un municipiu, v-am spus, un municipiu care nu are bani, poate să spun, nu vreau să fac. Dar corect, local, nici nu asta. Eu am precizat la începutul emisiunii. Disciplina în construcții, control comerț și control protecția mediului sunt cu asta v-am încărcat pe ordonanța 63. Haideți că se întâmplă, monopolizăm discuția pe treaba asta și noi. Poliția, numai puțin, poliția locală, conform legii 155, este compusă din poliția comunitară și cele trei servicii din aparatul de specialitate a primarului care au fost disciplină, control comerț și mediu. Bun, haideți să subtenăm cu subiectul ăsta pentru că terminăm emisiunea și nu atinge ce probleme am pus, am lămurit-o. Domnul Picurma, ca idei, concluzie. Legea 155 dată de Parlament, nu de Consiliul Local. Foarte bine că ați aprobat. Presa știți tot. Păi foarte bine că ați aprobat în Consiliul Local finanțarea pentru poliția locală. Foarte mulți care își dau cu părerea pe la televizor și pe în ziare, nici măcar n-au pus mâna pe lege să citească, să vadă ce spune acolo, care sunt atribuțiile poliției locale. Bun, haideți să vedem acum. Și eu cred că cetățenii sunt interesați să nu le fure la cântar sau să nu le fure la buzunare, la prețuri. Da. Că ăla din depozit spunea că dă 10%, cum v-am zis. Eu m-am aprins pentru că așa, domnule, dați tot respectul pentru ceea ce ați făcut acolo,
dar vă rog frumos, dați dovadă de mai mult, cum au să vă spun, înțelege. Și domnul Cristi zice, domnul Găscă zice, cum domnule, dumneavoastră ne învățați să nu respectăm legea? Nu am zis asta. Au mers pe avertizment. Eu știu ce am întrebat. Deci pe acordul primarului nu s-a dat la nimeni amendă. Deci toată lumea a primit avertizment. Aș fi curios să fac o... Dacă la momentul ăla, pe procesul verbal, am mai avut și că nu avea prețurile afișate sau nu respecta orarul, nu avea orarul, atunci s-a dat... Știți ce, domnul Picolo, am fost în micro 19. Locuiți în apropiere. Veniți cu mine odată când vine poliția locală în control. Noi am fost și am filmat. Când au venit și au zis, domnule, aveți orarul aici, aveți... Deci nu eram pe acțiuni de prevenire, trei luni de zile de prevenire. Au închis ușile și au lăsat produse, nici măcar n-au stat să... La piață, nu? La piață, nu, care aveau genți de voiaj, ce au, nu știu ce aveau pe în față. Rucsacuri aveau, nu știu ce mai erau. Chestii de genul ăsta. Și au plecat și n-aveau acte la ele. Știți de ce? Același lucru s-a întâmplat și la București. E foarte bine că se fac controle. Bun, haideți să vedem... Numai că nu cu patos. Aici, dar nu e niciun patos. Patos. Deci nu foarte bine patos să duc și să le întreabă, domne, aveți asta, aveți asta, aveți obligația să... Ați văzut, v-am spus. Domnul Picru, gata, haideți că vă închid microfoanele la amândoi, vă rog frumos. Haideți să mergem mai departe la următorul punct, că nu mai discutăm până mâine chestia asta. Legea trebuie respectată și gata, nu mai... Ok, bun. Se discută acum pe site-ul Miauilui despre îmbunătățirea, eu știu, legii, amendamente, nebunel să iasă poliția locală într-o altă formă, mai precis a zvonit că din secțiile de poliție de la municipiu, vorbim pe Galați, ar trebui să fie preluați agenții de acolo și duși la poliția locală. Știți ceva? Puteți confirma? Da. Deci chiar luni a fost o întâlnire la Ministerul de Interne între Asociația Municipiilor din România și Federația Națională a Polițiștilor Locali cu factorii de decizii din cadrul Ministerului pe lege. Miercuri Iași a fost o întâlnire la minister tot pe această temă și s-au prezentat amendamentele la acest proiect de lege și ieri și astăzi a fost chiar întâlnirea Asociației Municipiilor din România care se desfășoară la Ploiești și unul din subiectele cele mai arzătoare a fost legea poliției locale, pentru că prin proiectul acela de lege care este pe site-ul Ministerului de Interne se dorește subordonarea primarului poliției române. Deci poliția română se dispune de poliția locală și să facă cum dorește. Și în afară funcționează altfel, din câte am văzut. Afară funcționează în subordonarea primarului. Primarul rămâne numai ordonator de credite și atâta, să dea banii poliției naționale care se va transfera la poliția locală. Cam așa în mare, ca să nu intrăm în prea multe amănunte. Dați-mi voie să explic cu cuvinte simple, să înțeleagă și om. Ministerul vrea să mai scăpe, Ministerul Interne vrea să scăpe niște oameni. Da. Ca să scăpe niște oameni, după ce au făcut restructurile pe care le-au făcut, nu știu cum să mai facă și atunci iau acești oameni de la Poliția Națională, îi duc la Poliția Locală, după care ei fiind funcționari publici, rămân cu statut special, cu statut special, rămân ei și vor fi dați afară tot ăștia amărâții care sunt din Poliția local actual. Asta și primarul va avea o relație cu poliția locală doar de finanțarea salariului. Nu știu dacă va ajunge aici acum. Cam asta e. Deci asta vreau să vă spun că toți primarii, inclusiv cei de la putere și primarii din opoziție nu sunt de acord, pentru că au spus nu sunt marionete în primul rând. Și normal, dacă ești primar, coordonezi serviciul. Până la urmă, cred că va fi ca afară, cum ne spunea și George, gata, a invitat omul din America, un consilier local acolo și polițist voluntar și ne-a spus, domnule, acolo poliția locală este sub ordinea primarului, cum ați văzut, șerifii pe în filme și cazuri de crime sau ceva așa, vin FBI-ul sau ce mai au ei alte structuri și vin și, colaborează acolo. Din păcate am depășit timpul pentru alocate emisiunii. Eu am o cană pentru dumneavoastră cu acul de VSP. Am să-i omânez eu. Am să-i omânez eu, domnul Cristi. Domnul, primiți această cană. Vă spun, vreau să vă asigur de tot respectul meu și pe dumneavoastră, pentru tot ceea ce ați făcut la poliția locală, pe toți șefii dumneavoastră de departamente, rămâneți în continuare un pion important în slujba comunității noastre și avem nevoie de dumneavoastră și de toate departamentele, așa cum le-ați creat dumneavoastră, indiferent ce am discutat noi aici. Sper să fi fost un lucru bun, eu știu, da, nu... sunteți utili. Și fără dumneavoastră, în Galați nu se poate, ca să fie clar. Eu mulțumesc pentru apreciere și la fel. Și vă rog să primiți această cană. Mulțumesc din partea noastră. Și să-i înțepați pe infractori cu vocul de vis. Vreau să spun, putem să facem un exercițiu, chiar am solicitat domnul primar și domnul primar mi-a zis să-mi văd de treabă, o săptămână se dispară polițiștii locali de pe stradă. Răspunsul o să-l dăm în altă emisiune. Am depășit deja, colegii mi-închid demisia, nu mai pot. Vă mulțumesc pentru astăzi, vă dau o nouă întâlnire vineri viitoare. Până atunci, rămâneți pe TV Galați.